Rugăciunea se pare că este un lucru foarte simplu, dar în același timp, amintiți-vă că ucenicii, noi nu vorbim de dumneavoastră sau de mine, vorbim de ucenici, Petru, Ioan, ăștia care au scris Biblia, ăștia care au umblat cu Dumnezeu cot lângă cot, au petrecut 3 ani jumate cu Dumnezeu. Și ucenicii care credeau că știu să se roage, adică orice copil știe să se roage, după ce l-au văzut pe Iisus rugându-se, au zis, învață-ne să ne rugăm. Dacă ucenicii, dacă Petru, dacă Pavel, dacă Ioan nu știu să se roage, atunci cine sunt eu să știu să mă rog? Pentru că în Romani, în capitolul 8, spune că Duhul Sfânt trebuie să mijlocească pentru noi, pentru că noi nu știm nici cum să, nu știm cum să ne rugăm, adică lucru cel mai simplu și nu-l știm. Păi cum să ne rugăm? Păi, de exemplu, când eram așa mai tânăr, nu vă spun unde, acum 100 de ani, când eram tânăr, eram într-o biserică și era un om care când se ruga, putea oricine să spună rugăciunea înaintea lui și copiii puteau să spună că se ruga întotdeauna aceeași rugăciune. Când începea, punea capul în jos, dădeau asta așa din picior și începea. Și exact cuvânt, cuvânt, aceeași rugăciune. V-ați înregistrat vreodată când vă rugați să vedeți că aveți tendința să vă rugați aceeași rugăciune? Așa, puțin schimbată, dar totdeauna la masă la fel, la culcare la fel, la trezire la fel, cam aceeași rugăciune. Iar Iisus spune să nu repetați aceleași cuvinte cum repetă păgânii. Iar sora White spune că rugăciunea este deschiderea inimii, deschiderea inimii lui Dumnezeu ca unui prieten. Spun cei care au auzit pe sora White rugându-se că până să știe că se ruga, când o auzeau, credeau că efectiv e de vorbă cu cineva, că are o conversație cu cineva. Și când se apropiau, își dădeau seama că se roagă. E ca și cum Dumnezeu ar fi fost în fața ei prezent și discutau. Sora White de asemenea spune că rugăciunea este un dialog. De asemenea, în Calea către Hristos, dânsa spune că rugăciunea este respirația, cine știe mai departe, sufletului. Păi vreau să vă pun o întrebare. Cât timp, nu trebuie să răspundeți, că nu vreau să mințim. Cât timp ne rugăm pe zi? 1 minut, 2, 5, 10, o oră, cam cât timp? Răspundeți în minte. Cam cât timp credeți că vă rugați? Ok. Cineva a zis 5 minute, cineva a zis 10, cineva a zis o jumătate de oră. Ce-ar fi dacă cine a zis 10 minute sau o oră sau două ar respira numai 2 ore pe zi? Nu, serios. Cât puteți să stați fără respirație? 1 minut. Cineva poate stea 2, cineva 3 minute. Vă dați seama că dacă rugăciunea este respirația sufletului, în timpul în care nu ne rugăm, spune sora White că ce roagă-te anemic, roagă-te sporadic și ce viața ta spirituală va decădea, va muri și vei, spiritual vei fi slab și fără, deci pur și simplu inexistent. Și apoi dânsa continuă și spune viața ta de religie, ascultați cu atenție, va deveni un set de forme. Un set de forme, te duci la biserică în fiecare sâmbătă cu credincioșie, când scumbaia, mănânci tofu, spui o rugăciune acolo scurtă, te duci acasă, ții sabatul, nu mănânci carne de porc, nu înjuri, nu furi și gata, ești adventist. Ești mântuit. Frații mei, e bine să mergi la biserică? Absolut. Farisei mergeau la biserică? Absolut. E bine să ne rugăm? Farisei se rugau? Absolut. E bine să dăm zecimea? Ia numai jumate au zis, dar cam am fraților, trebuia să zică toți, da, și la zecime, nu? Ok, fariseii dădeau zecime. Păi și din chime, și din mărar, și din așa. E bine să citim Biblia. Acum au zis toți mai tare, da. Ok, farisei citeau scripturile. Absolut. Păi și atunci farisei de ce nu au fost mântuiți? Frații mei, când toate astea le faci ca un set de obiceiuri, rutină, forme, fără să aici au, cum îi zice, o formă a evlaviei, dar fără putere. Toate formele astea de evlavie, oamenii le au prezență în viața lor și devine tot o formă de credință. Și la un moment dat e o credință a formelor și a legalismului, fără niciun fel de putere, fără niciun fel de pace, fără niciun fel de victorie, fără niciun fel de creștere, fără niciun fel de bucurie, fără niciun fel de certitudine a mântuirii, fără nicio putere de a influența familia sau de a influența prietenii, niciun fel de putere. Și acum să intrăm în subiect. Ucenicii au întâlnit oameni, nu toată ziua.
oameni bolnavi. Cine nu e bolnav aici? Vreau să știu eu cineva care nu e bolnav de nimic. Oameni bolnavi. Cine nu e bolnav de nimic e bolnav de cap. Îmi cer scuze. Frații mei, toți suntem bolnavi, dar probabil că nu știm ceva, măcar așa, puțin la cap. De exemplu, o biluță mai, care nu funcționează bine. Eu am mai multe bile care nu funcționează bine la cap. Alții au mai puțin. Spatele, piciorul, ceva, nu? Nu vă doare nimic? Ok. Ucenicii întâlneau oameni bolnavi, întâlneau oameni demonizați, întâlneau oameni săraci, întâlneau oameni fără servicii, întâlneau oameni în divorț, întâlneau și se rugau pentru ei. Nicio putere. Iisus venea, se ruga pentru ei, se întâmpla. Și sora îi spune că Iisus nu și-a folosit puterea divină, ci totul ce a făcut, a făcut prin rugăciune. Și Iisus spune că voi veți face lucruri mai mari. Și Iisus nu minte. Iisus nu poate să mintă, că e Dumnezeu. Dacă Iisus spune că voi veți face lucruri mai mari, unde sunt, mă, fratele, lucrurile mai mari? Unde sunt? Să le văd și eu. Și sora îi spune că tot ce a făcut Iisus, cei care se roagă cum s-a rugat Iisus, poate să facă la fel. Amintiți-vă, Petru mergea și umbra lui trecea peste bolnavi. Vă dați seama, când mergi, umbra ta trece peste bolnavi și dintr-o dată ăla paralizat se ridică, ăla șchiop începe să... Bolnavii erau vindecați. Petru se duce și Tabita era moartă. Moartă că mirosea, așa de moartă. Și Petru nu ține o predică de înmormântare. Petru zice, Tabita, ridică-te. Păi dacă mă duc eu la cimitir și spun un mort, băi, ridică-te, toată lumea râde de mine și mă trimite la doctor. Dar moartea s-a ridicat. Vă dați seama ce putere. Vă dați seama ce putere. Și sora îi spune așa că, în Testimonii, volumul 7, pagina 32, că tot ce au făcut ucenicii, tot ce au făcut ucenicii, fiecare membru din biserică astăzi ar putea să facă dacă s-ar ruga cum se rugau ucenicii. Tot ce au făcut Petru, ce a făcut Pavel, ce a făcut, nu? Fiecare membru ar putea să facă la fel. Păi, îmi amintesc eu, mănânc așa mai des că am metabolism foarte rapid și dacă nu mănânc peste vreo 5 ore, mă apucă foame iar și încep să tremur, trebuie să mănânc. Mă amintesc că eram mic, aveam un apartamentul la bloc, parcă era tren. Mergeai din cameră în cameră până ajungeai în sufragerie, până ajungeai în bucătărie, din cameră în cameră până ajungeai la WC-ul. Și noaptea mâncam toți așa, seara pe la 6, apoi pe la 10 se dădea stingerea, noaptea pe la 11 pe mine m-a apucat foamea. Tata meu zicea, băi, ți-au mâncat șoarecii din burtă? Pe la 11 m-a apucat foamea. Treceam, era sorul meu, dormea, câteodată mă auzeai și că nu sfuroia, dar respira așa mai greu. You know? Și treceam prin cameră, treceam prin camera părinților, mama dormea, tata se ruga. Mă duceam la bucătărie, mâncam, mă duceam înapoi și pe la 2-3 m-a apucat foamea iar. Pe la 3 dimineața nu mai puteam să dorm, trebuia să mănânc, după ce mâncam mă culcam iar. Treceam prin cameră, toată lumea dormea, tata se ruga. Și eu am zis, băi, tu când dormi? Și ce printre rugăciuni? Și zic, bine măi, dar ce te rogi atâta? Păi zice, zic, ce ceri atâta? Păi zice, nu mă rog să cer, mă rog să fiu cu Domnul. Păi zic, de ce te rogi atâta? Păi mă rog pentru de toate, mă rog pentru tine. Păi zic, n-am nevoie de atâta rugăciune. Păi de aia mă rog pentru tine. Și mă întrebam eu, de ce se roagă atât de mult? Păi vreau să vă dau un exemplu. Fratele James White discuta un pastor presbiterian. Există povestea, e scrisă, există paragrafele, puteți verifica. Discuta un pastor presbiterian și spune așa, îți dai seama, poți să procesezi că rugăciunea este când tu, un om muritor, păcătos, te duci în prezența lui Dumnezeu, Creatorul, cel atotputernic, cel sfânt, care îngerii, cu zecile de mii, cu milioanele, se pleacă înaintea lui, își acoperă fața, se acoperă și se închină lui. Și tu, un muritor, când te rogi, te duci în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, în prezența Dumnezeului Universului. Te duci în prezența lui și tu stai de vorbă cu Dumnezeu. Deci îți dai seama câtă putere. Și spunea James White, pastorului presbiterian, îi spunea așa, îți dai seama că noi, ființe umane, n-avem nicio putere, frate. Nicio putere. Dar când te rogi, toată puterea lui Dumnezeu e pusă la dispoziția ta. La care pastorul presbiterian zice, wow, știam că vorbesc cu Dumnezeu, dar nu m-am gândit la asta. Peste vreo 2 săptămâni îi trimite o scrisoare care face cine știe câteva zile, sau o zi, sau 3, sau nu știu ce, la ce distanță locuia unul de altul, îi trimite o scrisoare. Și scrisoarea aia, James White a copiat-o și a pus-o, a publicat-o, în care scrie, dacă rugăciunea înseamnă de a vorbi cu Dumnezeu Universului, să intri în prezența Lui, să vorbești cu El față către față,
E cea mai mare binecuvântare pe care o au ființele umane. Cel mai mare privilegiu din lume. De ce nu ne rugăm atunci? Dacă rugăciunea e cheia puterii, dacă rugăciunea este de a sta în prezența lui Dumnezeu, de ce nu ne rugăm, frate? Și tot dânsul, pastorul presbiterian, zice la concluzie, de aia n-avem putere. Mi-amintesc când aveam vreo 6 ani și soția mea vreo 3 ani, am pus ochii pe ea. Venea la adunare cu sorul sa de mână, sorul sa avea 2 ani și îi spun lui sorul meu mai mare, îi spun, zici, o să mă însor cu fata asta. Și sorul meu zice, băi, tu nici nu știi cum te cheamă prea bine, dar cu cine te însori? Tu nici nu știi cu ce se mănâncă iubirea, tu n-ai habar ce e aia. Până crești și uiți de ce ai zis acum. O să vezi 100 de fete, o să-ți placă de 100 de fete, stai liniștit. Zic, nu, mie îmi place de asta, că așa mi se merge ca o pisică. O să mă însor cu fetița asta. Am ținut ochii pe ea, clasa 1, 2, 3, 5, 6. Când mergeam la școală, stăteam aproape la bloc unul de altul. Când mergeam la școală, eu plecam mai devreme. Și așteptam pe la colț pe unde venea aia de la blocul ei. Și mă tot uitam așa, plecam cu 50 minute, nu conta că era zăpadă, ploaie, soare, stăteam acolo ca viteazul pe metereze și așteptam. Când o vedeam că vine, apăream de după colț și mă făceam că din întâmplare tot atunci merg și eu. Zic, a, te duci la școală și eu. Ia, ce ne-am întâlnit, hai. Mergeam împreună. Eu terminam școala mai târziu, că eram mai mare. De-aia terminam mai devreme. Eu plecam și eu mai devreme, pierdeam ultima, una sau două clase, nu mă interesa că pierd școala. Important era să fiu cu iubita. Mai important decât școala. Și plecam de la școală, când știam că pleacă și ea, zic, tu ai terminat clasele și eu, hai amândoi. Ei plecea înghețată cu vanilie. Nu pot să sufăr înghețată cu vanilie. E înghețată cu cacao și cu pistacio. Alea sunt înghețate bune. Nu, vanilia nu e bună de nimic. Și ei plăcea cu vanilie, mie îmi plăcea de cacao. Opream pe la Bayram Hasan, luam înghețată și bragă. Și zic, ce înghețată îți place? Vanilie. Eu zâmbeam și mie. Luam și o vanilie. Ce muzică îți place? Și mie. Fetele sunt mai așa, mai emoționale, plâng mai repede. Sau unele, nu toate. Și când o vedeam că plânge, îmi pregătisem o batistă din aia albă, frumoasă, scumpă, o dădusem cu un parfum care știam că îi place ei, când plângea să dă, în batista se șteargă la ochi și zice, o, ce frumos miroase, mintea mea, păi eu știam exact ce parfum să aleg. Am făcut și poezii, frate meu, și eu nu sunt poet, nu în viața mea n-am făcut poezii. Îi făceam poezii. Și apoi când eram la liceu, ne întâlneam frumos acolo la ruinele muzeului și ne plimbam de mână. Și vreau să-i recit poeziile scrise pentru ea cu pădure, cu viorele, cu căprioare, cu flori, cu apus de soare, cu răsărit de soare, poezie făcută pentru ea. Parcă îi curg stelele din cer pe față când te văd și la la la. I-am făcut poezie. Când o vedeam, în loc să recit poezia, căscam gura ca la dentist și uitam cum mă cheamă. Uitam și poezie și nume și tot. Era... Zicea, ești ok? Și ziceam, aha. Și de ce nu vorbești? Și nu știu, eram mut, nu mai știam să răspund. Uitam tot. Când mergeam la adunare, pastorul vorbea, lumea asculta. Bine, unii dormeau. Așa. Eu eram la tenor, ea era la alto. În loc să mă uit în față la pastor, mă uitam la alto, parcă aveam ar la gât. Și când zicea prietenul meu, pisic, bă, uite-mă în față la, uite-te la anvol. Întorceam capul și după aceea ca arcul, așa, zit, înapoi la ea. Închideam ochii, iar îl deschideam, mă uitam să-i văd buzele, închideam ochii, să-i văd ochii, închideam ochii, să-i văd obrajii, închideam ochii și apoi închideam din ochii și îmi imaginam, astea sunt ochii, asta e fața, astea sunt obrajii, astea sunt... Și când mă duceam acasă, închideam ochii și o vedeam. Și mă gândeam, o să ne căsătorim și o să fim toată viața împreună. Vreau să vă întreb, Iisus compară relația cu El cu o relație de căsătorie. De câte ori te duci la rugăciune și când îl vezi, să uiți lista, poezia cu care ai venit, o uiți. Nu mai ți amintești că ai vrut să, Doamne, sunt în divorț, Doamne, am cancer, Doamne, am depresie, Doamne, mi-am pierdut serviciu, ai uitat toată poezia, îți mulțumesc că ai făcut mine noaptea asta, te rog să fii cu mine, uiți toată poezia și doar caști ochii și wow, că așa făceam eu când o vedeam, wow. Când te-ai dus tu la rugăciune și ai făcut treaba asta? Că așa spune David în Psalmul 63, ce un psalm al lui David în pustia din Iudeea. Și dacă vă uitați la istorie și la spirit profetic, David fugea, câți ani a fugit de împăratul Saul? Câți ani a fugit prin pustie? 10 ani. Ok. În Psalmul 63, împăratul David, cu câți soldați? Cine își amintește? 600 de soldați
Câți oameni erau acolo? Nu scrie. Dar spune că erau soldați cu nevestele lor și cu copiilor. Păi cât să-i fost? 600 de soldați plus nevestele, plus copii? Istoria estimează între 2000 și 2500 de oameni. Păi frate, cine a fost în pustia din Iudeea? Cine a fost acolo? Că eu am fost acolo. Știți ce e acolo? Vă spun eu, nimic. Eu nici nu știu de ce se bat palestinii cu izraeliții pentru pământul ăla, că nu e nimic acolo. Adică nu e apă, nu sunt pomi, nu sunt meri, nu sunt perni, nu sunt prune, nu e nimic acolo. De ce se bat, nu știu. Fraților, în pustia aia, când m-am dat jos din autobuz, erau în jur de 60 de grade Celsius la umbră, dacă ar fi fost umbră, dar nu era umbră. Și ne spune ghidul, zice, dacă pui un ou în nisip, în câteva, într-un minut sau mai puțin, e copt. Și eu am vrut și eu să intru, m-am uitat cât vedeai cu ochii, nici un pom, nici un fir de iarbă, nici o floare, nimic, 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 doar pustie, nisip și pietre. Și am vrut și eu să merg prin pustie și îmi zice ghidul, zice, nu intra, că sunt scorpion, sunt șerpi, nu intra, că e periculos. În pustia aia, dacă tu în realitate îți închizi ochii și încerci să-ți imaginezi, să admitem că tu ai trăit acolo 10 ani și ai de, nu ești numai tu, dar ai în grijă 2000 ceva de oameni, pe lângă care sunt și copii mici. Trebuie să-i păzești, trebuie să le dai mâncare. Câtă mâncare îți trebuie la 2000 de oameni în fiecare zi? Gândiți-vă. Adică dacă ar trebui să hrănesc 100 în fiecare zi, cred că aș da faliment după o săptămână. 2000 de oameni în fiecare zi, să le dai apă, 2000 de oameni. De unde apă? Că nu e nicio picătură de apă, frate, e pustiu. Trebuie să-i păzești că nu ai un om, un om îl ascunzi, uite, bagă-te după pom, bagă-te după piatra aia. Ai 2000 de oameni, o armată, o gloată. Trebuie să-i ascunzi de împăratul Saul, că cum a aflat că ești acolo? Zice, ai auzit ce David cu oamenii lui e acolo și împăratul Saul vine cu armata. David cu împăratul lui e acolo, vine împăratul. Trebuie să-i ascunzi, să-i protejezi. Frate, dacă ai fi în situația asta, o lună reziști, două luni reziști, un an reziști, dar 10 ani, când te rogi, ce te-ai rugat? Gândiți-vă sincer, că eu știu ce te-ai rugat, pentru că știu, ascult la oamenii în biserici cum se roagă, că îi ascult cum se roagă și când se roagă își prezintă problemele lui Dumnezeu. Dacă tu ai fi David și ai fi în situația aia cumplită, ce te-ai rugat? Doamne, te rugăm să faci dreptate, că m-am săturat de împăratul ăsta corupt, vrea să ne omoare, suntem nevinovați. Doamne, te rugăm să ne protejezi pe noi și copiii noștri de împăratul ăsta corupt, care ne tot atacă. Vreau să ne dai apă, dă-ne mâncare, dă-ne... Asta probabil că m-aș ruga. Ce zice David în Psalmul 63? Zice, într-un dry land, într-un pământ uscat, unde nu este apă și mâncare, te-am văzut pe tine. Când te-am văzut pe tine, zice, nu mai întrebe nimic. Zice, prezența ta e mai bună decât apa, prezența ta e mai bună decât mâncarea, decât darurile cele mai bogate și cele mai grase. Când sunt cu tine, n-am nevoie de nimic. Când e ultima dată, când te-ai dus în prezența lui Dumnezeu și, Doamne, am o listă și am nevoi reale, am probleme reale. Dar când sunt cu tine, nu mă mai interesează de listă. Când e ultima dată când te-ai dus în prezența lui Dumnezeu și nu ai cerut nimic? Păi eu când mă duceam în prezența viitoarei soții, uitam și cum mă cheamă, frate. Nu îmi trebuia nimic, nu-i spuneam, mă bucur că ai fost cu mine la școală, te rog să fii cu mine acum, te rog frumos să-mi gătești și mie, te rog să-mi dai cu tare, te rog să mă păzești de cu tare. Nu-i ceream nimic. Nu mă duceam cu o rugăciune, că la noi rugăciunea înseamnă să ceri. Nu mă duceam cu o rugăciune, ci mă duceam să fiu cu ea. Și când eram acasă, mă durea că nu-s cu ea. Și după ce ne-am căsătorit, când plecam undeva, și înainte să ne căsătorim, când o sunam la telefon, nu vreau să închid telefonul. Zic, închide tu, eu nu închid. Și aici, nu, închide tu, eu nu închid. Stăteam la telefon așa ca, mă înțelegeți? Și nu închidea niciunul telefonul. Nu știu dacă mă înțelegeți, să vă spun în altă limbă, poate. Nu închidea niciunul telefonul. Și acum, o sun când mă culc, că nu mă culc fără o sun niciodată, și ea adorme, că ea adorme mai mult, ea adorme 8 ore pe noapte, eu dorm 3-4. Adorme. Și rămânem pe FaceTime și o văd când doarme. O văd până adorme și stau și mă uit la ea și mi-e dor de ea. Și au trecut 38 de ani de căsătorie și nu a scăzut iubirea, ci a crescut până la nivelul că sunt handicapat fără ea. Adică nu știu să mă îmbrac, nu pot să mănânc fără ea. Mănânc de mâncat, mănânc, fără oricine. Nu pot să mă îmbrac, nu funcționez, nu mă simt bine. Și când ajung, ea mă simt liniștit. Fraților, iubirea de Dumnezeu, rugăciunea, nu este o funcție de a-ți rezolva problemele. Te duci în prezența Lui și rezolvi problemele. Ci este o funcție de a sta în prezența Lui Dumnezeu. De a avea o relație cu Dumnezeu. Ce spune Biblia?
Zice, ucenicii i-au zis lui Iisus, învață-ne să ne rugăm. Și amintiți-vă ce spune Biblia, că Iisus de multe ori se ruga cât? Toată noaptea. De câte ori v-ați rugat? Toată noaptea. Eram în Dubai și vorbeam la pastorii din MENA, dacă știți ce înseamnă MENA. Middle East și North Africa. Cea mai dificilă zonă probabil din lume sau printre cele mai dificile. Și au venit acolo oameni care erau din țări foarte dificile, din Iran, din Saudi Arabia, din oameni care dacă îi prinde închinându-se, îi bagă în pușchie sau îi decapitează sau îi omoară sau îi spânzură sau oamenii. Și am întrebat, măi fraților, cum țineți voi biserică? Și îmi spunea din Saudi Arabia un grup mic ce ne întâlnim în niște ruine în deșert, sub ruine să nu ne audă nimeni și nu cântăm să nu ne audă, că dacă ne prinde ne pierdem viața sau libertatea. Și mă gândeam, cu atâta persecuție, oamenii totuși se întâlnesc. Ce să le spun eu oamenilor? Că orice le spune nu se potrivește, că ei au o viață grea, nu ca mine. Ce să le spun? Ce să le spun eu să-i ajut? Și m-am rugat, și m-am rugat, și m-am rugat și am zis, Doamne, nu te las, ca Iacov, nu te las. Nu-ți dau drumul, mă prind de tine și nu te las. Cum spunea sora, rugăciunea să fie, zice, labor, să muncești în rugăciune. Spune dânsa cu persistență să nu-L lași pe Dumnezeu. Dumnezeu zice, îi plac rugăciunile persistente ca femeia când merge la judecător. Că vede că pui toată inima, că vede că cu adevărat îți dorești. Nu te duci așa ca o datorie. Mi-am făcut datorie, am citit 3 capitole din Biblie și am spus o rugăciune. Gata, acum sunt sfânt. Pui toată inima. M-a rugat, Doamne, ce să le spun oamenilor ăstora? Nu știu ce să le spun. Adică predica, eu predica și le citesc o predică, come on. Îmi spusese președintele de conferință când m-a luat de la aeroport că n-au avut ploaie de un an jumate. Mai mult sau mai puțin, nu mai mi-amintesc. Era o căldură extraordinară. Eu de când sunt mic, îmi place când plouă. Când plouă, toată lumea fuge, eu ies în ploaie și stau așa și mă simt fericit. Și când tună, mi se pare, vai de mine, mi-amintesc de curcubeu, mi-amintesc de promisul lui Dumnezeu că n-o să mai fie inundații din aia, să omoare tot globul. Și mi se pare că parcă Dumnezeu îmi vorbește și îmi place ploaia. Sunt alte povești, nu o să vi le spun cu ploaia, dar eram în Dubai și mă rog și zic, Doamne, Tu ai promis că Duhul Sfânt ne va da chiar în momentul ăla ce să spunem. Zic, eu de multe ori când mă pregătesc mult și nu mă rog, nu se întâmplă nimic. Dar când mă pregătesc, dar mă rog serios, Duhul Tău lucrează la inimi. Te rog, dă-mi Duhul Tău și spune-mi ce să le spun. Și m-am rugat și am zis, nu te las, până nu-mi dai confirmarea, nu te las. O să mă rog până ori mă omori, ori răspunzi. Dar nu te las, stau dacă trebuie toată noaptea, 2 nopți, 3 nopți, nu, până nu răspunzi. Și m-am rugat, s-a făcut 2, 3, la 4 dimineața, am zis, Doamne, dacă Tu o să fii cu mine, te rog dă o ploaie. A început să tune și să plouă, a plouat, s-a ridicat apa până deasupra de roțile de la mașini. Și spunea președintele de conferință, ce uite cei pe stradă. Au ieșit oamenii și stau cu mâinile în sus și mulțumesc lui Allah că plouă. Zic, băi, Dumnezeu le-a dat mă ploaia, că eu m-am rugat. Și m-a întrebat cum, adică, zic, uite, m-am rugat toată noaptea. M-am întâlnit cu oameni, a fost extraordinar, Dumnezeu a lucrat. Și după aceea am plecat de acolo, ne-am dus în Abu Dhabi. În Abu Dhabi m-am rugat din nou toată noaptea. Și am zis, Doamne, te rog din nou. A plouat și acolo. Și președintele de conferință zice, băi, trebuie să te iau peste tot pe aici, prin Arabia, pe unde n-a fost ploaie. Zic, măi, frate, stai puțin, că nu sunt eu. Ci e rugăciunea persistentă. Ilie, de câte ori s-a rugat până a venit ploaia? De câte ori? Biblia spune că de 7 ori, dar în ebraică 7 înseamnă plinătate, adică de câte ori e necesar. Când spune că a scos 7 demoni din Maria, nu ne înseamnă literal 7, ci că au fost mulți, plinătate. Într-un cuvânt, s-a rugat până a venit ploaia. Și dacă n-ar fi venit la 7 ore, s-ar fi rugat și a 8, și a 9, și a 10 ore și nu se oprea până nu venea ploaia. Îl trimitea pe servitor, du-te. Dacă vă amintiți, când Ilie s-a rugat, spune Biblia că ce a făcut? S-a pus cum? În ce poziție? În ce poziție, frate? Cu capul între genunchi, s-a pus jos, cam așa, ceva de genul ăsta, cu capul între genunchi. De ce s-a pus, frate, așa? Că eu știu, în Biblie se roagă în picioare, se roagă pe genunchi, se roagă prosternați cu fața la pământ, dar n-am auzit în viața mea pe unul se roage cu capul între genunchi. De ce s-a pus așa? Păi dacă citiți în istoria iudaică, când un stăpân, nu în Biblie, ci în istorie și în tradiție, când un stăpân era dur și cerea sclavului să facă ceva care sclavul nu putea, când se punea cu capul între picioare, însemna nu pot, poți să mă omori, poți să faci ce vrei, nu pot, omoară-mă, nu pot.
Cum face câinele când se dă cu roțile în sus și zice, nu vreau. Ilie când s-a pus capul între picioare a zis, Doamne, nu mă mișc de aici, poți să mă omori, poți să faci, până nu-mi dai ploaie, nu mă mișc de aici. Și sora îi spune că Dumnezeu iubește rugăciunea persistentă. Te duci în prezența Lui și te rogi toată noaptea, cum se ruga tatăl meu, până dimineața. Iisus petrecea nopți întregi în rugăciune. Iisus se trezea dis de dimineață când era încă întuneric, se ruga. De câte ori te trezești, frate, dimineața când e încă întuneric, să petrești timp. Rugăciunea e petrecere cu Dumnezeu. Petrești timp cu Dumnezeu. Stai în prezența lui Dumnezeu. N-ar trebui să fie o binecuvântare, un privilegiu. Până la nivelul la care ne rugăm, până la nivelul ăla avem putere și creștem. Cu cât te rogi mai mult, cu atât ai putere mai multă, satana are putere mai puțină asupra ta, tu crești mai mult. Poți să faci mai mult, Dumnezeu poate să te folosească mai mult. Vreau să începem. Eram la școală în Southern, începem cu o istorioară și apoi vedem cât avem timp în seara asta. 2 minute. Nu. 20 de minute, Doamne ajută. Eram la școală în Southern Adventist University și aveam un profesor, Dr. Cluze. Și am avut un weekend de redeșteptare și în weekendul ăla ne spunea de rugăciune și ne spunea, măi, am fost pastor mulți ani, profesor mulți ani, niciun fel de rezultate. Era la biserica din Sacramento, aveam acolo 100 și vreo ceva de oameni, nu mai amintesc numărul, 140, dacă mi-amintesc, dar poate să fie mai mult sau mai puțin, nu contează, numărul nu e important. Și ce se certau între ei în biserică? Nici o putere, nu aveam evangelizări, nu aveam botezuri, copiii nu ne veneau la adunare, copiii nu ascultau de noi, vecinii, rudele, prietenii nu veneau niciunul, la evangelizări nu veneau niciunul, studii biblice nu aveam, mergeam la adunare, mergeam acasă atât. Și le-am propus să ne rugăm. Și ce le-am propus să vină să ne rugăm dimineața la 5. Auzi, cine vrea să se ducă dimineața la 5 să se roage? Cine vrea să se ducă la biserică dimineața la 5? Dar nu sâmbăta, ci în fiecare zi. Adică te duci și duminică și luni și marți, păi după 2 săptămâni te saturi, frate. Ce le-am propus să ne rugăm. Și ce n-au venit decât vreo 4-5 oameni. Ne-am rugat o lună. După aceea au venit vreo 10, ne-am rugat încă o lună. După aceea au venit vreo 20, ne-am rugat încă o lună. Și după aceea veneau 50, ne-am rugat încă o lună. După 2 ani de rugăciune, aveau 600 și nu mai știu cât, peste 600 de membri. Dar 600 de membri botezați, plus încă vreo 200 care veneau, erau prietenii care urmau să se boteze. Devenise cea mai rapid crescătoare biserică din California. 600 de membri că se rugau dimineața la 5 și cereau Duhul lui Dumnezeu, cereau puterea, prezența, ajutorul. Doamne, noi nu putem, dar Tu ești Dumnezeu. Sora îi spune că rugăciunea este ceea ce... Ia, cum, încerc să-mi traduc din engleză. Ne dă acces la resurse, boundless resources, la resursele nelimitate. Rugăciunea este mâna credinței, îmi traduc din engleză, care ne dă acces la resursele de putere nelimitată, le face accesibile la noi, resursele lui Dumnezeu. Vă dați seama de ce nu avem putere? Și ne povestea Dr. Cluze că zice, am avut una demonizată în biserică. Și ce vorbea din ea, o voce groasă și spunea, lăsați-mă în pace, urăsc pe Dumnezeu. Vorbea din ea. Și se zvârcolea, cădea pe jos, făcea spume la gură. Și s-au rugat pentru ea. S-au strâns în jurul ei, s-au rugat pentru ea. Și când s-au rugat pentru ea, a căzut jos și a început să se zbată și în sfârșit. Când și-a revenit, le-a povestit. Deci era negură și am văzut o lumină. Și pe aceea a fost mai clară, mai clară și apoi am auzit o voce. Te-am prins și n-o să te las. Nu te teme, ești în mâna mea. De ce sunt jos? Ce s-a întâmplat cu mine? Și ăștia au povestit. Măi, uite, ai fost posedată de demon, ne-am rugat pentru tine. Și după aceea ne spune, zice, am avut probleme cu soția, ne spune dânsul. Că soția zice, măi, tu când te rogi pentru bolnavi sunt vindecați, când te rogi pentru ăștia demonizați sunt liberați, când, zice, eu mă rog și Dumnezeu nu răspunde. Și el zice, pentru că tu nu te rogi. Ba da, mă rog, nu te rogi. Ba da, mă rog, nu te rogi. Cât te rogi? Păi dimineața, seara, la masă. Și cât te rogi? Păi mă rog, numai cât te rogi? Păi nu știu. Păi înseamnă că nu te rogi. Păi adică cum? Păi foarte simplu. Când postești 2 minute, nu știi. Dacă postești o săptămână, spun eu, sigur că știi. Când te rogi 2 minute, nu știi. Dacă te rogi o noapte întreagă, sigur știi.
Și nu știi pentru că nu te rogi, de-aia e rutină așa, poezie. Amin. Zice, trezește dimineața la 4 și roagă-te. Zice, păi băi, eu am servici serios, nu ca voi pastorii. Așa i-a zis. Aoleu, când zic așa în mine, să mă înțelegeți. Vino, petreci o zi cu mine să vezi ce servici am eu și apoi să vezi dacă îți mai dorești. Zice, eu am servici serios, lucrez la spital, sunt asistentă, nurse, asistentă medicală, nu ca voi pastorii. Zice, nu, tu iubești somnul mai mult decât pe Dumnezeu. Zice, nu, nu, eu iubesc pe Dumnezeu. Toată lumea poate să cânte, oh, how I love Jesus. Satana poate să cânte, Satana are voce frumoasă. Nu contează, frate, că dacă cânti cântarea, ce bine e când tot mereu pe brațul său. Nu înseamnă că te sprijin pe brațul lui, înseamnă că doar cânti, atât. Nu înseamnă că e adevărat ce spui. Ăla, we are marching to Zion, că mergem spre Sion. Nu, tată, suntem ca Israel, ne învârtim în pustie de 40 de ani, nu mergem spre Sion. Nu înseamnă că ce cânti e adevărat. Și a zice, păi nu, și eu iubesc rugăciunea, și eu îl iubesc pe Domnul Iisus cu toată inima. Păi ce, trezește la 4? Păi nu pot, că eu am servit serios, nu ca voi. Mai frate, trezește-te la 4. Dacă îl iubești pe Domnul mai mult decât somnul, trezește-te de vreme și petrece timp cu el. Păi s-o obosită, păi culcă-te mai devreme, nu sta la televizor, nu sta de vorbă, culcă-te mai devreme și fă rugăciunea o prioritate, fă rugăciunea numărul 1, fă relația cu Dumnezeu, dacă atât de mult îl iubești, înseamnă că vrei să stai cu el, fă relația cu Dumnezeu, primul lucru, centru, ținta, prioritatea vieții tale. Dacă îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice, cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu toată mintea, cu tot ce ai, cu tot ce ești, pune-l pe primul loc, deasupra de servici, deasupra de televiziune, deasupra de orice, pune-l pe primul loc. S-a gândit, ea zice, mă, ăsta are dreptate, numai că nu-mi place. Și zice, dar nu mă trezesc, pentru că eu dorm greu. Păi ne-a povestit el, avea o farfurie de metal, avea un ceas din ăla așa mare, vechi, cu două clopote și cu un ciocănel, care, trrr, când plecea sonăria, începea să bate ciocănelul. Și avea linguri și furculițe puse în farfuria de metal și când juca ciocănelul, stăreau lingurile. Și zice, te trezea și din morți. Și ea tot nu se trezea. Iar el dormea foarte ușor. Cum mișca cineva în casă, cum se trezea. Și ce ia, zice, dorm greu, zice, dacă tragi cu tunul la urechea mea, dacă spargi lemne pe mine și nu mă trezesc. Așa vine vorba, n-a zis așa. Și cel că avea un pe vremea aia, acum 500 de ani, că avea un answering machine, cum se numește, un robot de telefon vechi, care avea casetă mică, nu știu dacă ați văzut vreodată, niște casete micuțe așa, și ce, când cineva lăsa un mesaj, trebuia să derulezi. Derulai și apoi ascultai mesajele. Și avea un caller ID, adică din ăla care îți arată cine a sunat, din ăla așa mare cu litere roșii. Și arăta numărul cine a sunat. Și trebuia să... Era resetat robotul, că suna de 4 ori și dacă nu răspundeai, a 5-a oară intra robotul. Și i-a zis lui nevasta, zice, dacă nu poți să te trezești că dormi greu, roagă-L pe Dumnezeu să te trezească. Ce, a, păi dorm greu. Păi adică tu mie îmi spui că Dumnezeu nu poate să te trezească? Dumnezeu nu poate să te trezească? Nu te trezește că nu vrei să te trezești. Dacă tu-L rogi din inimă, cu tot sufletul, Doamne, te rog frumos, trezește-mă, fă probă să vezi că te trezește. Dumnezeu de-abia așteaptă să te rogi rugăciunea asta. În seara aia, Lisa Cluze s-a rugat din inimă și a zis, Doamne, te rog din inimă, îmi lipsește viața de rugăciune. Te rog, trezește-mă. Fă-i orice, te rog din suflet, trezește-mă. Când crezi tu că trebuie să mă trezesc ca să stau de vorbă cu tine? Dimineața la 5, sună telefonul ăla vechi. Țrrt, 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 țrrt. Și sună, și sună, și sună, și sună, și sună, și sună. Cine știe, un minut, o oră, o veșnicie. Sună, și sună, și sună, și sună, și sună, și sună. Și Roan Cluzei, care doarme foarte fin, cum sună telefonul, cum s-a și trezit, l-a și luat. Nimic, n-aude bărbasul. Și sună, și sună, și Lisa, care doarme foarte greu, începe să audă așa ca prin vis. Parcă sună telefonul. E visez sau e adevărat? Băi, nu știu, dar e vis sau e adevărat? Parcă sună telefonul. Băi, dar nu se oprește, dar sună, sună, sună. Și la un moment dat, începe să deschide ochii și sună telefonul, și sună, și sună. Și se trește. Băi, dar sună telefonul, dar de cât timp o suna? Deschide ochii și zice, dar de ce n-aude bărbatul meu? N-o fi acasă, uite acasă. O fi murit. Pune mâna pe el aici, zice, nu, că are puls, n-ai mort. De ce n-aude bărbatul meu și aud eu? Că ăsta totdeauna aude telefonul și eu n-aud. Se uită, de ce nu merge robotul? Că robotul trebuie să meargă. Robotul porni, dar nu intră. Se uită la caller ID să vadă cine sună și arată 000000. De ce nu arată ăsta? Cine sună?
Și cine sună la 5? Membrii ăștia nu te lasă nici să dormi. Auzi, pune mâna pe telefon, zice, alo, și aude o voce, Lisa, sunt aici, te aștept, e timpul să te rogi. Lisa, sunt aici, te aștept, e timpul să te rogi. Și apoi de tiiit. Când doctorul Cluze ne-a povestit asta, eu zic, nu se poate. Lasă-mă. M-am zis la Lisa să vorbesc cu ea. Zic, spune-mi tu, vreau să aud de la tine, din gura ta. Deci așa este. Și din clipa aia, mai bine mor decât să nu mă rog. Când te gândești că Dumnezeul Universului așteaptă după tine să te rogi și tu dormi. Spune David că zice, când mă culc sunt cu tine, în obștile nopții, în miezul nopții, în miezul nopții, zice, dacă mă trezesc, tu ești încă lângă mine. Dimineața tu ești tot acolo. Dumnezeu e lângă tine. Dumnezeu Universului vrea să stea de vorbă cu tine și noi iubim somnul mai mult decât pe Dumnezeu și spunem că îl iubim pe Dumnezeu. Păi da, frate, dar ce, mănânc tofu și mă duc la biserică, ce mai gata. Dacă cânti cu un baia și mănânci brocoli, înseamnă că e sfânt. Frații mei, e bine să mâncăm sănătos. Dar nimic din ce facem noi pentru Dumnezeu nu înlocuiește relația cu Dumnezeu. Nimic. Eram în armată și prietena mea pe atunci, care e soția mea acum, îmi trimitea scrisori. Și știa că totul e cenzurat, totul. Eram la Vâlcea, la armată, la Geniu, era Vânătorii de Munte și Geniu. Eram la Geniu, totul era cenzurat, tot ce scrisoare. Se citea tot și nu ne dădea decât scrisorile care erau curate din punct de vedere al guvernului comunist. Și soția mea știa că se citea scrisorile și îmi trimitea scrisori lungi, 15, 20, 25 de pagini, scria de toate, ce a fost la fotbal, ce a gătit, cât mărar, câtă sare a pus, toate prostiile din lume le scria, citeai, te durea capul, venea să dai foc la scrisoare și pe undeva, pe la pagina 15-20, punea un paragraf, două din Spiritul Profetic și câteva texte din Biblie. Și ea care cenzurau, citeau și dă-i ăstuia scrisoarea, îl interesează și ce gătește nevasta. Eu tăiam tot gunoiul la o parte. Tăiam tot și păstream numai paragrafele din Biblie și textul. Aveam căptușala descusut aici, le ascundeam, aveam o lanternă așa rotundă și cilindrică și mică și noaptea așa mă rugam seara, Doamne, te rog din suflet, trezește-mă înainte să se trăiască. Eram și cu trompeta, unii mă iubeau și unii mă urau. Adică toți mă iubeau și toți mă urau, depindea la ce oră. Dimineața la 6, când am... Când îi dădeam trezirea, toți îmi dădeau cu pietre. La prânz, când îi cheamă nasă, pam, 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 toți mă iubeau, îmi dădeau numai brațe. Pe chelam la masă. E, ziceam, Doamne, trezește-mă înainte să-i trezesc eu pe ăștia, ca să am timp să mă rog. Și Dumnezeu mă trezea. Pe la 4:30, pe la 5, mă băgam sub pătură, trăgeam pătura să nu vadă nimeni, scoteam paragrafele din haină cu lanterna, citeam paragrafele, mă rugam, când terminam mă îmbrăcam și apoi sunam goarna, îi trezeam pe toți. Într-o dimineață Dumnezeu mă trezește la 2. Și mă uit eu la acea zi, Doamne, glumești? Adică te-am rugat să mă trezești, să mă rog, dar nu să mă trezești, să pierd toată noaptea. Trezește-mă, știu, la 4, la 5, dar nu la 2, come on! Pun capul jos și zic, te rog frumos, trezește-mă când vrei tu, dar nu la 2. Închid ochii și nu pot să adorm. Și îmi vine în minte, trezește-te. Doamne, te rog frumos să mă trezești la 5 sau la 4 sau la 5:30. Te rog, trezește-mă. Și în mintea mea, trezește-te. Zic, ok, nu e nicio problemă, studiez la 2 și apoi mă culc chiar. Am scos paragrafele, am scos lanterna, mi-am tras pătura pe nas, am studiat, m-am rugat și după aceea ce zic? Băi, eu de obicei după ce mă rog, mă îmbrac. Hai că mă îmbrac, acum dacă n-am dormit de la 2 la 4, cine știe, nu mai mă trezesc la 5:30, măcar să fiu îmbrăcat. Mă îmbrac și apoi mă pus să mă culc. Alarmă. Alarmă de război. Știți ce este? Cine a făcut armata era un fel de test, dar cât de repede ne-a dat 15 secunde să fim gata de război. Frate, când a sunat alarma aia, așa, când a sunat alarma, au sărit ăia din patru, îți iau cap în cap, amețiți toți, nedormiți, toți soldații, cheauni cu pijamale după ei, atârnau pijamale, să fugă să-și armele, dea unul peste altul, vreau să ducă la WC, nu nimereau armele, nu nimereau pușca, nu nimereau masca de gaz, trebuie să iei tot echipamentul de război în 15 secunde să fii gata în fața unității. Eu eram gata îmbrăcat, am ieșit, eram primul și așteptam acolo la raport. A venit ciupitul comandantul și zice, Goia, unde sunt ceilalți? Zic, capete în capete, se bat pe acolo amețiți.
Și zice, păi tu cum te-ai trezit, mă, așa, să fii gata în 15 secunde? Păi zic eu, mă, mișc repede, eu sunt Superman. Super, you know. Mi-a făcut poză la drapel și zice, uite, așa trebuie să vă pregătiți de război, ca ăsta. Frații mei, de unde a știut? Deci, ce era dacă ziceam, las că mă trezesc normal? I-a zis, Doamne, te rog să mă trezești când știi tu că trebuie să mă trezesc. Înapoi la subiect. Dumnezeu vrea, Dumnezeu vrea să aibă o relație cu tine, cu tine. Dumnezeu vrea să aibă o relație cu tine. Foarte ciudat că noi muritorii zicem că îl iubim, dar ne e lene să ne trezim, să avem o relație cu Dumnezeu. Și ne mirăm de ce nu avem putere. Ne mirăm de ce nu avem biruință. Ne mirăm de ce nu avem influență. Ne mirăm de ce biserica nu crește. Ne mirăm de ce nu avem pace. Păi e foarte simplu. Totul e prin puterea Lui, iar noi nu suntem conectați cu El. Și Iisus spune în Ioan 15, voi sunteți, eu sunt vița, voi sunteți, mlădițele, separați de mine, nu puteți face nimic. Dar dacă rămâneți în mine și eu în voi, veți produce foarte multă roadă. Faptul că nu este roadă și creștere în viața noastră e clar dovada că credința este o teorie bazată pe forme, pe rutine și pe obiceiuri, ca fariseii. Fraților, vă spun cu respect. Nu zic că sunteți dumneavoastră, eu sunt cel mai fariseu între toți. Pentru că cu cât știi, cu atât trebuie să trăiești ce știi. Dar trăim o viață de forme, de rutine, ca fariseii, fără să avem o sete de Dumnezeu. Cum dorește un izvor apa, așa te dorește sufletul meu. Păi dacă îl dorești pe Dumnezeu atât de mult, n-ar trebui să te rogi dimineața de-abia să aștepți, de-abia să aștepți, să nu poți să dormi, de-abia să aștepți ca să fii cu El, să fii cu Dumnezeu. N-ar trebui, frate. No, a stăcut din gură toată lumea. Nu mai vorbește unul acum, foarte bine. Învață-ne să ne rugăm. Nu te duci la Dumnezeu numai ca să îți faci datoria sau în crize. Am avut un accident, mi-am pierdut serviciu, acum te duci la Dumnezeu că ești la nevoie. Ci te duci la Dumnezeu să-L cunoști, pentru că viața veșnică e să te cunoască pe tine. Te duci la Dumnezeu că-L iubești, că vrei să fii cu El, cum vreau eu să fiu cu nevasta, că vrei să fii cu El, că-L iubești, că nu poți să trăiești fără El, că rugăciunea e respirația sufletului și dacă nu respiri, mori spiritual. Nu poți să nu respiri. De aia zice, rugați-vă fără încetare, că noi respirăm fără încetare. Ucenicii au zis, măi, uite, de aia nu avem noi putere. S-au dus la Iisus și au zis, de ce tu poți să vindești bolnavii, să eliberezi demonizații, să înviezi morții și noi nu avem nicio putere. Noi ce ne rugăm, noi ce la biserică, noi ce macarăți, nu avem nicio putere. Și Iisus a spus, pentru că lucrurile astea se fac prin rugăciune și prin post. Cui îi place postul? Mie nu. Adică postesc și eu, dar niciodată mai mult de 4 ore. Cui îi place postul? Se face prin rugăciune și prin post. Vreți putere? Rugăciune și post. Prin rugăciune și prin post. Și atunci eu zic, învață-ne să ne rugăm, că tu te rogi diferit. Tu te rogi de vreme, când e noapte, tu te rogi tot timpul, învață-ne să ne rugăm. Și Iisus le-a spus. Ce le-a spus? Le-a spus cu cuvintele astea? Nu zice așa. În engleză aici e in this manner. În română, cum zice în română? În felul acesta, dar traducerea e defectuoasă, îmi cer scuze că vă spun asta, dar e defectuoasă și în engleză și în română și în toate traducerile. Originalul spune, asta e principiul pe care să vă clădiți, asta este structura, asta este modelul, cum ar fi coloana, fundația pe care să vă clădiți rugăciunile. Asta e principiul pe care să vă clădiți rugăciunile. Nu zice cu cuvintele astea, cum ar fi Ave Maria, o repezi de 20 de ori și gata, te-ai rugat. Iisus, din contră, spune să nu repeți aceleași cuvinte. Ce ar fi să repetăm rugăciunea Tatăl nostru? Păi eu cât de repede pot să vorbesc, acum vorbesc rar, cât de repede pot să vorbesc, am măsurat și pot să spun rugăciunea Tatăl nostru în vreo 11 secunde jumate. Tatăl nostru, ca și fisează, nu-i vină împărțit, mă înțelegeți, foarte repede. Păi dacă e să te rogi 2 ore și să repezi rugăciunea Tatăl nostru timp de 2 ore, păi ți-ai spălat creierul. Repeți aceleași lucruri de 2 ore la fiecare 12 secunde, o iei de la capăt. Iisus spune să nu repetați aceleași cuvinte
cum fac păgânii. Când repeți aceeași cuvinte, este închinarea orientală, se numește mantra. Și ce se face? Când repeți aceleași cuvinte, creierul nu mai are nevoie să gândească. Intri ca într-o hipnoză, creierul, poți să te gândești la fotbal, creierul, gura merge. Ca atunci când te-ai învățat condusul, tu conduci și cu alții vorbești la telefon. N-ai habar de condus, pentru că tu a devenit o rutină. Iisus spune să nu repetați aceleași cuvinte. Și Iisus le dă o structură pe care să clădească rugăciunea. Și Biblia spune, intrați pe porțile lui cu? Băi, frate, numai doi au zis. Ce spune în Biblie? Intrați pe porțile lui cu? Cu laude, frate. De ce? De ce? De ce cu laude? În engleză zice cu thanksgiving. Intrați în prezența lui cu mulțumiri. Cu mulțumiri. De ce? De ce, frate? Pentru că Dumnezeu e mândru de aia și îi place să fie lăudat. Băi, ce-mi place când mă laudă ăștia. Oh, ce bine mă simt. Oh, îi crește inima. De aia îi place lui Dumnezeu să fie lăudat. De ce să intrăm în prezența lui cu laude? De ce? De ce, frate? Păi sora îi spune așa. Spune, Dumnezeu n-are nevoie să fie lăudat. Dar în momentul în care lăudăm noi, ne întărim credința. Ne întărim credința. Nici nu poți fără credință, e cu neputință. Nu poți să te duci. Nu ești pregătit să-i ceri ceva până nu ai încredere că va răspunde. E ca și cum te duci la doctor și zici, doctor, mă doare stomacul. Ăla îți dă pastila și zici, păi n-am încredere. Tu crezi că sunt prost să iau pastila asta? N-am încredere în tine. Păi ce cauți la doctor dacă n-ai încredere în el? Așa facem noi cu Dumnezeu. Îl rugăm, dar n-avem încredere că se rezolvă. Și spune, orice vă rugați, să credeți că le-a și primit. Iosua, Iisus le-a spus așa, mergeți în jurul Ierihonului, în fiecare zi odată, ziua 7 de 7 ori, și după aceea sunați din șofar și ce zice cuvântul următor? Shout of victory! Strigați de bucurie! Shout! Trebuie să-L lauzi pe Dumnezeu, să strigi de bucurie! Dar nu strigi după ce au căzut zidurile, că oricine poate să laude pe Dumnezeu după ce a văzut minunea. Strigi înainte să cadă zidurile, îl lauzi pe Dumnezeu pentru ce o să facă înainte de a face. N-aștept să sece apele și apoi să treci. Pui piciorul în apă și lauzi. Iosafat la război. Nu te duci, aștepți, câștigi biruința și apoi pui corul să cânte. Merge corul în fața armatei și cântă înainte de a câștiga biruința. De ce? Pentru că tu știi că Domnul este cu tine. Și dacă Domnul, Dumnezeu, este cu tine, cine poate să fie împotriva ta, frate? Intrați în prezența lui cu laude. Eram undeva în Nordul Americii, aveam o soră la biserică, femeie foarte bună, foarte credincioasă, foarte modestă, foarte dedicată, puțin cam dezvoltată, așa, puțin mai așa, și dânsa îmi zice, pastore, m-a lăsat bărbatul, aia că m-am îngreșat prea mult. Păi, eu ce puteam să-i spun? Acum, ăla a fost bătut în cap. În primul rând că e păcat, e nevasta ta. Adică ți-a plăcut de ea când era tinerecă. Acum, că nici el n-arăta prea bine, să vă spun, după 40 de ani de căsătorie, credeți că el era făt frumos? Nu era, frate. Nici făt urât, nici făt frumos. Era săracul. Dar a găsit alta tânără și el avea bani și aia tânără se uita după bani și a lăsat nevasta. Ce m-a lăsat bărbatul că-s prea greasă. Aproape că mi-am pierdut serviciu, copilul e în droguri, mă rog de 6 luni și Domnul nu răspunde. Și am întrebat-o, cum te rog, spune și mie, Doamne, bărbatul mă lasă, te rog frumos, ajută-mă să slăbesc, or să mă placă iar să întoarcă înapoi, te rog frumos, Doamne, ajută să vină bărbatul înapoi, te rog frumos, Doamne. Și copilul să nu mai ia droguri și să nu-mi pierd serviciu. Și de câte ori, de cât timp te rogi? De 6 luni. Aceeași rugăciune, da. Păi zic, cred că Domnul e surd. Păi dacă tu te rogi de 6 luni aceeași rugăciune și Dumnezeu nu ți-a răspuns, nu-ți decât 3 variante, ori nu te aude. N-aude, săracul e bătrân și are nevoie de aparat auditiv. Dumnezeu are câte mii de ani, câte milioane, miliarde de ani și n-aude săracul. Ori te aude și nu-i pasă, nu te mai iubește, nu-i pasă. Poți să te rogi cât vrei, dacă nu te iubește, poți să te rogi de el, nu-i interesează. Ori n-are putere, e cu artrită, cu... te-aș ajuta, te iubesc, te aud, dar nu pot, sunt bolnav. Zice, a, nu, Dumnezeu mă aude. E sigură? Sigur mă aude. Are putere? Da, are putere. Îi pasă? Da, mă iubește. Păi și atunci care e treaba, de ce nu răspunde? Dacă Dumnezeu te aude, dacă Dumnezeu are putere și dacă Dumnezeu te iubește, atunci de ce nu răspunde? Și uite ce spune sora, spune așa, zice,
Rugăciunile noastre nu trebuie să-L informeze pe Dumnezeu, că El deja știe problemele noastre înainte ca noi să fi avut probleme. A știut toate zilele vieții noastre, toate zilele, înainte să ne fi născut. Dumnezeu a știut problemele tale înainte ca tu să ai o problemă, înainte ca tu să fi născut, a știut toată viața ta, zi de zi, moment cu moment. Știe tot părul care l-ai în cap, mai puțin aia care n-au păr. Da. Dumnezeu știe tot despre tine. Ce poți tu să-i spui? Ce poți tu să-i spui lui Dumnezeu? Că El nu știe să le acolo. O, ce bine că mi-ai spus că nu știam. Ce poți tu să-i spui? Și a zis, băi, sora mea, i-ai spus odată. După aceea, la sfârșitul rugăciunii, trebuie să spui, Doamne, facă-se voia. Și după aceea trebuie să accepți. Dacă îi spui, facă-se voia ta, aia nu e așa o formulă, un slogan, o spui să-ți faci datoria, dar tu, de fapt, Doamne, te rog, facă-se voia ta, te rog frumos, faci voia mea. Dacă îi spui, facă-se voia ta, trebuie să accepți voia Lui, ca Iisus în Ghețeman, Doamne, ia paharul ăsta la mine, dar facă-se voia ta. Și Dumnezeu a zis, nu, trebuie să bei paharul. Și Iisus a zis, nu vreau să-l beau. Accepți voia lui Dumnezeu. Pentru că chiar dacă tu nu înțelegi acum, tu știi că toate lucrurile, câte? Lucrează împreună spre bine. Nu înțelegi acum, o să înțelegi în cer. Te încrezi în El. Și a zis, mă, soră, deja de 6 luni ai spus treaba asta. Nu te mai duce, mă, cu... Că nu mă am pace, că Dumnezeu nu mă... De ce nu răspunde Dumnezeu? Nu mă am încredere, sunt disperată. De ce nu răspunde? Nu mă iubești? De ce nu răspunde? De ce nu răspunde? De ce nu răspunde? De ce nu răspunde? Tot asta spunea în fiecare sâmbătă. De ce nu răspunde Dumnezeu? Nu, i-a spus, mă, nu îmi place de tine. Ce, ba nu, îi place de mine. Pa atunci, de 6 luni îi spui aceeași rugăciune. Zic, uite, fă o probă. Fă o probă. Mâine când te rogi, nu-i mai spune că deja știe. I-ai spus, ți-ai făcut datoria, ai prezentat. Biblia spune, aruncați toate îngrijorările asupra Lui. Păi știți ce spune acolo? Aruncați. E cuvântul ekbalo. Ekbalo, în traducere, se folosește la 3 lucruri. 1, să arunci pietre, când aruncau pietre să omoare pe cineva. 2, să arunci demoni, când scoteau demoni din cineva. Și 3, se folosește aici la rugăciune. Și se traduce așa, să arunci ceva tare, așa de departe, că nu poți să mai iei înapoi. Aruncați îngrijorile asupra Lui. Trebuie să arunci îngrijorile așa de tare, că nu poți să le mai iei înapoi. Doamne, astea sunt necazurile mele, m-a lăsat bărbatul, m-am îngreșat, îmi pierd serviciul, copilul ia droguri. Și spui, Doamne, ți le dau ție. Păi dacă îi le-ai dat Lui, de ce le iei, mă, frate, înapoi și le cari pe umeri și mâine și pe mine? Te rogi și pleci, vii cu povară și pleci cu povară. Dacă îi le-ai dat Lui, care El povara, tu du-te liniștit fluierând că i-ai dat povara lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, auzi, Dumnezeu se ocupă de povara ta. Păi înseamnă că trebuie să fluieri, măi, frate. Să te bucuri că Dumnezeu îți cară povara. Păi da, pastore, dar nu sunt sigur că mi-o cară. Înțelegeți? M-am rugat, dar nu sunt sigură că răspunde. Și zice, uite, mâine dimineață faci așa. Când te rogi la rugăciune, spui, Doamne, ești un Dumnezeu extraordinar. L-ai dat pe Fiul Tău. Puteai să dai orice, dar ai dat cel mai mare dar din univers. L-ai dat pe Fiul Tău pentru mine. M-ai ajutat cu asta, m-ai ajutat cu aia. Păi ce, nu-mi amintesc nimic. Păi tu îmi spui mie că în toată viața ta Dumnezeu nu te-a ajutat cu nimic? Cum e ființa umană că își amintește problemele, dar nu își amintește binecuvântările? Discut cu unii care sunt în divorț și amintesc toate belelele care le-au avut, dar dacă au fost căsătoriți 40 de ani, nu-și amintesc un moment bun. Mă, frate, n-ai avut nici măcar la începutul un moment bun. Cum ți-amintești numai când te-a jurat și nu ți-amintești când te-a luat în brațe? Așa e ființa umană, vede numai mărăcini. Și am spus, sora mea, te duci acasă și ți-amintești 5, 6, 7 dăți când Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune. Să nu spui mie că ești adventistă de 20, 30, 40 de ani și Dumnezeu nu ți-a răspuns niciodată la nicio rugăciune. Că atunci de ce mai ești? Amintești și spune, Doamne, mi-amintesc atunci când am pierdut avionul și m-am rugat și... Mi-amintesc atunci când nu găseam pașaportul și m-am... Doamne, mi-amintesc atunci când mi-am pierdut telefonul. Spune, mi-amintesc cum ai lucrat tu. Și apoi vreau să cauți în Biblie 5, 6, 7 făgăduințe să le citești. Tu ai promis că chiar dacă se mută munții, iubirea ta nu se va muta. Îți mulțumesc. Tu ai promis că atunci când trecem prin valea morții, tu ești cu noi, nu suntem singuri. Că dacă trecem prin ape, tu vei fi cu noi. Când mergem prin foc, tu vei fi cu noi. Îți mulțumesc pentru promisiunea ta, cred promisiunea ta. Zic, vreau să faci asta. Și ea zice, păi de ce să fac? Păi de aia că așa spune în Biblie. Intrați, așa spune Biblia. Intrați în prezența Lui cu mulțumiri. Alte traducere cu laude.
Gândiți-vă cum se rugau în Biblie. Iosafat e înconjurat Ierusalimul de armate siriene și Sambalat îi trimite o scrisoare. Și Iosafat ia scrisoarea, se duce în templu, pune scrisoarea în Dumnezeu și nu zice: Doamne, e o armată imensă și eu am o armată mică. Te rog frumos, te rog ajută-mă că sunt într-o criză, sunt într-un necaz, n-am armată, Doamne, te rog ajută. Nu zice așa, frate. Și avea o problemă reală. Era război. Iosafat zice: Doamne, ce Dumnezeu ești! Ne-ai scos, mi-amintesc, ne-ai scos din Egipt cu mână tare și cu plăgi și egiptenii cât de tari și noi eram sclavi, n-au avut nicio putere. Și Doamne, îi seca marea, poți să-ți imaginezi marea, pereți de apă să stea drepți și noi să trecem prin mielul, prin mijlocul, prin miezul mării, trecem ca pe uscat. Vai ce minune, ce Dumnezeu ești tu, vai ce Dumnezeu! Ne-ai dat pâine din cer, auzi, plouă cu pâine, ne-ai dat apă din stâncă, ne-ai dat biruința asupra lui Og și Sigon când n-aveam armată, mergeam cu bătrânii, cu femeile prin pustie, ne-ai dat Canaanul fără să atacăm, fără să ne luptăm. Ce Dumnezeu avem, extraordinar, ce Dumnezeu avem, nemaipomenit, Doamne, la cât ai făcut tu, chestia asta e mică. Mi-amintesc cum ai luptat în trecut? Chestia asta e comparat cu secarea mării, chestia asta e mică. Îți mulțumesc că ne iubești și cred că vei lucra. De ce a făcut Iosafat treaba asta? Că Dumnezeu și-a pierdut memoria și trebuie să se amintească. Ți amintești, Doamne, te rog frumos, amintește-ți ce ai făcut. Dumnezeu știa ce a făcut. Ce trebuia să-i amintească Dumnezeu ce a făcut? Gândiți-vă când Petru era în pușcărie și ucenicii erau în camera de sus, se rugau pentru Petru. Citiți în Faptele Apostolilor cum s-au rugat. Doamne, Tu care ne-ai scos, Tu care ai făcut. Exact la fel, exact la fel. Au intrat în prezența Lui cu laude. Și dacă vă uitați ce spune Spiritul Profetic, spune așa. O femeie îi trimite o scrisoare lui Ellen White și spune: nu am credință. Nu am credință. Și sora White răspunde: ce Dumnezeu a dat la toți o măsură de... La toți o măsură de credință. Zice, chiar dacă spune Iisus, chiar dacă credința ta este cât de mică, cât o sămânță de muștar, dacă zici muntelui se mute, se mută. Păi frate, dacă Dumnezeu ți-a dat o măsură de credință și poate să fie cât de mică și are atât de mare putere, atunci care e problema? Și apoi sora White îi răspunde femeii: problema e că nu că Dumnezeu nu ți-a dat credință, ci că tu alegi în rugăciune să vorbești numai de probleme și niciodată de puterea lui Dumnezeu. Nu știu dacă ți-a auzit. Vreți să repet din nou? Trebuie să încheiem în seara asta? O să continuăm mâine? Vedeți că prelegerile continuă, se leagă treaptă cu treaptă, se leagă una de alta. Pierdeți una, trebuie să o vedeți pe internet, că după aceea celelalte nu au legătură, nu sunt logice. Auziți ce îi spune Sora White? Ce tu, în rugăciune, prezinți, vorbești numai de problemele tale spirituale, fizice, de sănătate, numai de probleme. Și niciodată nu te uiți la Dumnezeu, nu-ți faci timp, te uiți numai la probleme, nu-ți faci timp să-ți întorci ochii, să te uiți la Iisus. Și ce pentru tine, tot ce este mare în viața ta sunt problemele și Dumnezeu e foarte mic. Ce dacă ți-ai face puțin timp, dacă ți-ai face puțin timp la începutul rugăciunii, să-ți pui ochii pe Hristos, să-L vezi în cer, să-L vezi în templul Lui, să-I vezi puterea, să-I vezi iubirea, dacă ți-ai face puțin timp să-L vezi, spune sora White, ce credința ta ar fi mare, nu te-ai mai îndoi, ce îngerii, se miră, îngerii care îl văd pe Dumnezeu, se miră că noi nu avem credință. Și apoi zice dânsa așa: dacă Dumnezeu ne-ar deschide ochii numai o secundă să vedem pe Dumnezeu, ne-ar fi rușine de noi. Și ce de-aia n-ai credință, că tu vorbești numai de probleme și nu-ți faci timp să-ți dai seama ce Dumnezeu ai. Nu-ți faci timp să-L cunoști pe Dumnezeu. Problema ta nu este diabetul, problema ta nu e divorțul, problema ta nu e serviciu, problema ta reală este că nu-ți cunoști Dumnezeu. Viața veșnică este să te cunoască pe tine. Asta e problema ta. Nu îți cunoști, te duci la biserică, cânti cumbaia și nu-L cunoști pe Dumnezeu care L-ai. Aia e nevoia ta. Și spune sora White, petrece timp amintindu-ți, ascultă atent frate și soră, petrece timp în rugăciune pentru binele tău. Nu că Dumnezeu îi place să fie lăudat, îi place să fie... Se mângâie pe barbă și zice, ce-mi place cum mă laudă ăștia. Petrece timp în rugăciune pentru tine. Petrece timp amintindu-ți cum te-a condus Dumnezeu. N-avem nimic să ne temem decât dacă uităm cum Dumnezeu ne-a... Vă amintiți paragraful? N-avem nimic să ne temem decât dacă uităm cum ne-a condus Dumnezeu în trecut. Petrece timp în rugăciune
să-ți amintești cum te-a condus Dumnezeu. Petreceți timp să-ți amintești ce a făcut pentru tine. Petreceți timp să repeți făgăduințele Lui, promisiunile Lui. Și cu cât faci treaba asta mai mult, cu atât tu realizezi că n-ai de ce să te temi. Că Dumnezeu e bun și îți crește credința. Și când ai credință, poți să-i ceri că Dumnezeu lucrează. Pentru că floarea care o uzi, aia crește. Dacă tu uzi în credință, în dacă tu uzi în rugăciune îndoiala, au ce probleme, au ce necazuri, au nu se rezolvă. Floarea aia crește. Dar când tu uzi, când te ocupi, când te focalizezi pe puterea Dumnezeu, aia crește. Și Sorai spune așa, ultima parte din paragraf. Nu îngădui nici măcar să te gândești la îndoială, ci că vorbește cu credință, roagă-te cu credință și pe aceea zice cuvântul ăsta extraordinar. Roagă-te ca și cum credința ta ar fi absolut invincibilă. Roagă-te ca și cum e imposibil să pierzi, pentru că tu îl ai pe Dumnezeu. Deci vorbește cu credință, roagă-te cu credință, focalizează-te pe Dumnezeu, pe iubirea Lui, pe puterea Lui și atunci credința ta va crește. Atunci de-abia poți să-i prezinți problema ta lui Dumnezeu, când ai credință în El. Pentru că fără credință e cu neputință. De ce să intri în prezența Lui cu laude? Pentru că te ajută pe tine să-ți amintești ce Dumnezeu ai. Pentru că te ajută să înțelegi că chestiile astea, chiar dacă acum nu trec, Iisus vine curând. Credeți, fraților? Iisus vine în curând. Și toate astea vor fi o amintire. Adică mi-amintesc de armată acum ca și cum n-ar fi fost nimic greu. A fost greu, dar e o amintire. Iisus vine curând. Și atunci te vei uita înapoi și, bă, de ce m-am zbătut mă atâta când Dumnezeu le-a lucrat toate până la urmă? Nu-i așa? Timpul nostru a trecut. De unde știu? Mi-e foame. Foarte simplu. Timpul nostru a trecut. Vom continua mâine. De-abia am intrat puțin în rugăciune. O să continuăm. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta. Deci începem cu, Doamne, sfințească-se, sfințească-se numele Tău, îl lăudăm, laudă numele Tău, sfințească-se. Continuăm puțin, că n-am terminat cu partea asta și apoi mergem cu partea 2, 3, 4, 5, 6 părți. Domnul să ne ajute să nu fim numai ascultători, ci și împlinitori. Dumnezeu te cheamă și Dumnezeu merită să fie lăudat. Îngerii înaintea Lui, îngerii îl laudă, vrednic, vrednic este mielul. Dacă îngerii îl laudă, cu atât mai mult tu și eu trebuie să-L lăudăm. Amin? Amin. Faceți proba. Femeia, ca să închei povestea, i-a zis, bă, femeie, intră în prezența Lui cu laude, că te ajută pe tine să-ți dai seama și să nu te mai stresezi atât, că stresul nu te ajută, măi, frate. Și pastor, nu mă ajută. Păi de ce ai venit, mă, la mine? Dacă tu mă întrebi ce să fac, eu spun ce să fac și tu nu faci. Nu mai mă suna, lasă-mă în pace. Și ok, încerc. Mă sună după o săptămână, parcă era în cer. Pastore, sunt adventistă de o viață. În viața mea n-am avut atâta pace, în viața mea n-am avut atâta bucurie. Zic, băi, tu ai câștigat la loterie 500 de milioane de dolari. Nu. Ți-a venit bărbatul înapoi. Nu. Și e mai bine că n-a venit. Vă spun eu că e mai bine fără el. Zic, ți-a venit bărbatul înapoi. Nu. S-a lăsat copilul de droguri. Nu. S-au dat ăștia o promoție la serviciu. Nu. Păi da, tu ce-i mă dat de bucuroasă? Zice, pastore, de o săptămână, mă rog, cum ai spus. Și e prima dată în viața mea când mă duc la rugăciune și am pace. Am liniște. Și ce să spun ce s-a întâmplat? Mă duc la servici și mă întreabă colegele, băi, s-au dat ăștia o promoție, că ce parcă zbori, așa ești. Ai pace pe suflet, ești liniștită, cânți, înainte erai cu capul jos. Ce adventist cu capul în jos, auzi? Păi dacă ai un Dumnezeu adevărat, de ce ești, bă, cu capul în jos? Nu? Și ce vin colegii la servici și spun, cum de aia ta pace, că tu ai atâtea probleme, avem și noi probleme și nu avem pace. Ce mă simt în cer, simt prezența lui Dumnezeu cu mine și știu că chiar dacă nu înțeleg acum, știu că Dumnezeu va lucra și îi mulțumesc prin credință pentru ce va face. Cu siguranță că așa a și fost. În câteva luni copilul s-a întors, s-a botezat și așa mai departe. Frații mei, intrați în prezența Dumnezeului Universului cu laude, cu mulțumiri. Pentru că asta nu numai că îl onorează pe el, vă ajută pe dumneavoastră să dezvoltați credință. Amin? Domnul să fie cu noi.